Bine v-am regăsit, dragii noștri! Luna mai este extrem de importantă pentru municipiul Târgu Jiu și asta pentru că orașul nostru a devenit capitala teatrului. Se desfășoară a 16-a ediție a festivalului Zilele Elvira Godeanu și știu că prin această ocazie vom avea la Târgu Jiu, pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, foarte mulți actori celebri. Despre toate acestea ne va vorbi astăzi domnul Marian Negrescu, managerul acestei instituții de cultură. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Pentru telespectatori, ne aflăm în decorul piesei O noapte furtunată, care se joacă în festival, cu ea s-a deschis festivalul de altfel. E o ediție importantă pentru noi, ca de altfel toate celelalte de până acum, puțin mai lungă, până pe 28 mai și cu o extensie de încă două zile în iunie. Într-adevăr, motivul pentru care vreau să spun doar atât că din edițiile anterioare am învățat faptul că o sală de 200 de locuri nu ajunge niciodată pentru doritorii de spectacole din cadrul festivalului. Așa că de data asta am chemat aceste trupe de la București și din țară pentru a juca câte două zile, tocmai pentru a putea onora solicitările de bilete pe care le avem. Știu că și săptămâna aceasta spectacolele s-au jucat cu casa închisă, da, toate biletele da, au chiar și la noi, dar la spectacolele noastre a fost arhiplin și sâmbătă și duminică. Asta spune ceva despre festival. În primul rând spune despre faptul că există un proces de selecție în fiecare an pe care îl fac, tocmai pentru a putea aduce, în primul rând, spectacole importante, semnate de regizori importanți și, nu în ultimul rând, evident, așa cum spunea și dumneavoastră, spectacole în care joacă actorii foarte cunoscuți din România. E o celebrare, așa, până la urmă, e un festival de 16 ani, practic, vă dați seama. În total, vom avea în această stagiune, în această ediție de festival, vom avea 25 de spectacole. Încerc să detaliez puțin. Deci, spectacolele invitate sunt Family Affair, de la Teatru Odeon, vorbeam de regizori. E prima dată când un regizor tânăr al minter, dar extrem de în vogă în România, Radu Afrim, a semnat regia acestui spectacol. Deci un spectacol Radu Afrim ajunge la Târgu Jiu. Va fi și domnul Radu Botar. Exact, da. În spectacolul acesta regăsim nume importante ale scenei noastre, doamna Virginia Rogin, Rodica Mandache, Pavel Bartoș, actori pe care publicul de la Târgu Jiu îi dorește să-i vadă de fiecare dată. Continuăm după aceea cu un spectacol Insomniacii, un spectacol al Teatrului Aureliu Manea din Turda, în care Radu Botar, care semnează și regia și joacă în spectacol în același timp, e un spectacol absolut minunat și îl recomand cu căldură, să mai găsesc câteva bilete, cred, pentru el. După aceea urmează Teatrul Metropolis cu un spectacol care se cheamă Buzunarul cu pâine, un autor, iarăși celebru român, Matei Vișniec. După cum știți, e un dramaturg român care trăiește la Paris, dar cu foarte... un autor, un dramaturg extrem de prolific, a scris foarte, foarte mult. E și interesant felul în care scrie Matei Vișniec. Scrie întâi în limba franceză spectacolul, piesa, după care o traduce tot el în limba română. E interesant acest procedeu. Oricum,
Matei Vișnec rămâne unul dintre dramaturgii contemporani extrem de importanți. Aici vom regăsi spectacol pe Mihai Sandu Gruia și Oana Pelea. Motivul pentru care am chemat acest spectacol cu cei doi actori a fost acela că anul trecut spectacolul lor cu Mă tot duc a avut un succes absolut fulminant aici la Târgu Jiu, extrem de bine primit și atunci am decis să invit și anul acesta... Să readuceți în atenția publicului târgujean și corect. Gorjean, până la urmă, că vor fi gorjenii prezenți. Da, sigur că da. În plus, aș mai face o mică extensie aici, faptul că în iunie vom lucra împreună cu Mihai Sandu Gruia, va lucra la Târgu Jiu un spectacol de comedia de arte cu trupa de aici, cu premiera, deschidem stagiunea cu spectacolul pe care Mihai Sandu Gruia îl face la Târgu Jiu. Pentru că vorbeați de luna iunie, știu că ați făcut această extensie, așa cum spuneați, în luna iunie, tocmai pentru ca un mare actor al României să fie prezent și publicul gorjean Vedea. Programul lui Florin Piersic este un program extrem de complicat întotdeauna. El a mai fost în zilele Elvira Godeanu, dar acum 7 ani. Firește că dacă, să zicem, alți actori au un anumit public care îi adoră, Florin Piersic aș putea să spun că este universal. Ultimul spectacol acum 7 ani, vreau să spun că a durat 5 ore și un sfert. Adică a fost un spectacol, un one man show, cum de altfel va fi și spectacolul acesta. Am decis să facem această extensie și pe 16-17 iunie să îl chemăm la Târgu Jiu. După spectacolul celor de la Metropolis, vorbim de un spectacol al teatrului ACT. Iarăși vorbim de un nume mare la regie, Alexandru Dabija, care semnează regia spectacolului N-ai tu treabă. Și care a mai regizat. Dacă vă aduceți aminte, acum 4 ediții a fost un succes absolut minunat. Aici este un trio. E vorba de Marcel Iureș, care joacă, e vorba de Cătălin Ștefănescu, pe care toată lumea îl cunoaște și care a făcut dramatizarea după Creangă, și de Alexandru Dabija la regie. Ei s-au hotărât chiar să meargă cu aceste... Acum, N-ai tu treabă este făcut după povestirea Dănilă Prepeleac a lui Ion Creangă, într-o dramatizare, așa cum spuneam, făcută de Cătălin Ștefănescu în regia lui Alexandru Dabija. Este, din punctul nostru de vedere, Marcel Iureș este cel mai vechi colaborator al acestui festival. Cu 2 excepții, în cei 16 ani a fost întotdeauna aici. Asta pentru că este un actor foarte iubit, este un actor uriaș oricum, un prieten foarte bun al teatrului nostru. După această poveste urmează Gala Premiilor Elvira Godeanu. Gala Premiilor Elvira Godeanu, care va fi pe data de 28 mai, unde se vor da premiile profesionale pentru anul 2016 și într-o premieră pe care pot să o fac acum. În fiecare an, după cum știți, noi acordăm un premiu național Elvira Godeanu, premiu pe care până acum l-au luat actori ca Radu Beligan, Florin Piersic, Horațiu Mălăele, Tudor Gheorghe, Ilie Gheorghe, de-a lungul edițiilor trecute. Presupun că nu puteți să ne deconspirați cineva. Pot să vă desconspir lucrul ăsta, chiar de asta spuneam că eu vi îl spun în premieră. Anul acesta am decis ca Premiul Național Elvira Godeanu să meargă către domnul Emil Boroghină, fostul director al Teatrului Național din Craiova, unul din directorii care a intrat în istoria teatrului mondial, nu european, ci mondial,
întâmplarea pe care dânsul a girat-o în calitate de manager al teatrului, adică între 1991 și 2000, Teatrul Național din Craiova a făcut turnee în aproape 100 de țări în toate continentele acestei lumi. Iată că are o activitate impresionantă. Uriașă, da. După ce nu a mai fost director de teatru al Teatrului Național din 2000, se ocupă de un alt proiect absolut minunat, despre care ziarul Times, nici mai mult, nici mai puțin, spune că festivalul, că e vorba de un festival pe care domnia sa îl patronează, îl girează în calitate de director general al festivalului, e vorba de Festivalul Shakespeare de la Craiova. În fiecare 2 ani, pentru că nu e în fiecare an, pentru că costurile acestui festival depășesc 1 milion de euro de obicei, asta pentru că timp de 2 săptămâni toate spectacolele Shakespeare la vârf din lume vin la Craiova. Noi am avut și noi bucuria, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu a avut bucuria ca în 2 rânduri, în 2 ediții, să găzduiască spectacole care au jucat și la Craiova, au fost, prin bunăvoința domnului Boroghin, au fost aduse și la Târgu Jiu. Ziarul Times spunea despre acest festival că este cel mai mare festival Shakespeare din lume. Ori, activitatea domnului Boroghin, care este o personalitate uriașă a teatrului românesc, e și actor, bineînțeles, dar n-a mai jucat, preferând să se retragă în spatele scenei, cum ar veni, dar girând în calitate de manager și director general, într-o primă fază, un teatru absolut extraordinar, Teatrul Național din Craiova, și ulterior Festivalul Shakespeare de la Craiova, Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. Dânsul va primi, deci, acest premiu în acest an. Gala va fi interesantă până la capăt, pentru că va urma un recital al lui Nicu Alifantis and Fragile Band. De obicei, publicul știe că domnul Alifantis cântă împreună cu trupa Zan, dar din cauza acestui spațiu puțin pentru mai intim, mai bună, pentru o sonorizare și o e un sound mai acustic cu trupa de la Fragile Band, și atunci a preferat să vină cu ei. Va fi și o premieră, sunt convins că o să vedem atunci, poate eventual să luați câteva cadre și să vedeți că sigur Nicu va spune niște lucruri speciale legate de această scenă, pentru că aici, pe scena asta, în 1981 și-a lansat împreună cu formația Sideral, din care făceam și eu parte, un album foarte bine cotat în cariera lui muzicală, cu albumul cu Mașina de scris. Pe această scenă, în fosta sală 23 august, actualmente Teatrul Elvira Godeanu. Deci e așa o întoarcere după aproape 30 și ceva de ani pe această scenă, ceea ce sigur va crea un anume tip de emoție, care în mod evident va fi, se va regăsi probabil în calitatea superioară a spectacolului pe care Nicul va susține. Și care, bineînțeles, va fi transmisă și celor care se află în sală. În mod evident. Știu că aveți și o altă noutate, să-i spun așa, la ediția de anul acesta, în sensul că 2 zile sau 3 vor fi dedicate unor spectacole pentru copii. Da. În proiectul meu de management cel nou, din care am parcurs deja un an, a apărut un program nou. Am zis că acest festival, care are atât de mare succes, ar fi bine să-l extindem puțin, să-l diversificăm într-un fel, și așa a apărut acest program care se cheamă Zilele Elvira Godeanu pentru copii, drept pentru care vom juca în porțiunea 15, 16, 17 mai,
plus 27 mai, 10 spectacole pentru copii. Adică am vrut să acoperim și această... Acest segment, da, de spectatori, pentru ca și copiii să se bucure de acest eveniment. În plus, undeva pe început încercăm, facem niște eforturi pentru că avem spectacole pe de-o parte din această stagiune, care după cum vedeți încă se joacă, sunt repetiții, se repetă dimineața, noaptea, când avem timp. Ne dorim ca pe data de 1 iunie să facem o bucurie copiilor și să prezentăm ultima noastră premieră pentru ei, care se cheamă Vrăjitorul din Oz. Trebuie să vă spun că este un spectacol, e un musical cu foarte multă lume, inclusiv cu copiii de la Palatul Copiilor, actorii teatrului, bineînțeles, elevi de la liceu de artă, deci vor fi cel puțin 25-30 de oameni pe scenă. E un spectacol foarte complicat, realizat de domnul Ion Alexandrescu sub conducerea muzicală a lui Cosmin Brehuță. Încercăm să fie mai cu seamă că lucrând și cu copii este destul de dificil, da, așa este. În plus se cântă live și atunci lucrurile sunt deja destul de complicate, dar e o poveste frumoasă, celebră, și sunt convins că acest segment, copiii se vor bucura de acest eveniment, pe care chiar de ziua lor, pe 1 iunie, dorim să facem, premiera și să jucăm încă 4 zile pentru la solicitările pe care le avem în acest moment. După cum vedeți, e o lună extrem de densă, practic în 25 de spectacole plus cele 4 cu Vrăjitorul din Oz, sunt 29 de reprezentații într-o lună, practic. Teatru, muzică, teatru pentru copii, încercăm să celebrăm în felul ăsta, facem și un mic antrenament, pentru că anul viitor, zilele Elvira Godeanu, vor fi cu totul și cu totul altfel. Spuneați că doriți ca și durată să fie... Da, vor fi 30 de zile de festival. Ne dorim, în plus față de spectacolele pe care le aducem de obicei aici în sală, după modelul festivalului de la Sibiu, practic în fiecare seară, pe stradă vor fi spectacole stradale. Ați văzut, poate telespectatorii au văzut pe la știri de obicei, festivalul de la Sibiu abundă în aceste evenimente stradale, teatru stradal. Vom face acest lucru și noi. Practic va fi o lună de zile de spectacole și în interior și în exterior. Și iată că în fiecare an încercați să aduceți elemente de noutate, da, încât să captivați atenția viitorilor. În plus, anul viitor, teatru împlinește 25 de ani de la înființare și atunci firește că ne dorim să sune din condei puțin ediția de anul viitor. Ne-am gândit, deja peste o lună o să trimitem materialele către directorii de teatre din România. Ne dorim să facem un colocviu național cu invitarea tuturor directorilor de teatre din această țară și inclusiv Ministrul Culturii, să discutăm puțin, practic, de nimic altceva decât despre zona asta care ne interesează, despre noi, despre teatru încotro. Și iată că este foarte important că ați și menționat, știu și într-o conferință de presă anterior ați menționat acest lucru, pentru că veți avea ocazia să-l promovați foarte mult, astfel încât să depășească și granițele județului până la urmă. Da, sigur. Este important să avem și oameni din afară care vin să cunoască activitatea actorilor de la Teatrul Dramatic. Da, aici este o chestiune... În România lucrurile nu mai stau așa de roz, trebuie spus lucrul ăsta. Într-un fel trebuie apreciat efortul autorității, pentru că de a organiza aceste festivaluri, de a ne da banii pentru acest festival,
Vă dau doar un exemplu care e foarte recent. Din păcate, un festival de foarte mare tradiție, festivalul de la Piatra Neamț, al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, care în epocă a fost, să nu uităm că după ce a terminat școala, Horatiu Mălăele acolo a fost, acolo a început cariera, la Piatra Neamț, era un festival național foarte tare, care începând de anul ăsta, datorită lipsei fondurilor, nu se mai face. Este foarte greu, ziceați bine ce ziceați, pentru că este foarte greu să prevezi sume cum era pe vremuri, vremurile alea nu mai sunt, e foarte greu să prevezi bani pentru a putea să pleci în turneu. Pentru că asta înseamnă cazare, transport și așa mai departe. Și atunci singura soluție prin care un teatru poate să-și prezinte producțiile în altă parte decât în spațiu propriu, rămân aceste festivaluri naționale care sunt din ce în ce mai puține. Asta, odată în plus, putem face o reverență față de acest festival, pentru că, iată, încercăm și îl menținem de 16 ani și cu ajutorul autorității, bineînțeles, pentru că care investește bani în această poveste. El este trecut și în proiectul meu de management și atunci, firește, pe de altă parte, trebuie făcută atâta vreme cât proiectul a fost declarat câștigător. Da, pentru că eu acolo am scris și costuri și așa mai departe. Deci odată ce validezi un proiect de asemenea, validez inclusiv conținutul lui. Și atunci, din aceste două părți, încercăm să menținem această ștachetă ridicată, pentru că, până la urmă, e vorba de performanță. Nu suntem instituție profesionistă de spectacole, nu ne putem juca, pentru că e vorba, în primul rând și în primul rând, de spectatori. Vor fi, practic, în această, deși sala nu are decât 200 de locuri, face socoteala că vor fi peste 5.000 de oameni aici, în sală, de-a lungul acestei luni. Ceea ce spune mult, faptul că se vinde teatru, vindem un produs cultural care se cheamă teatru, înseamnă foarte mult. Atâta vreme cât, după datele ultime date de la Institutul Național de Cercetare și Formare Profesională din cadrul Ministerului Culturii, INCFC-ul, face în fiecare an un sondaj vis-a-vis de recepția la nivel național a culturii românești. Ori, știu că teatrul s-a aflat pe un loc. Exact. În acest moment, ce spune acel se cheamă barometru cultural. Spune că, de exemplu, în ultimii 2 ani, apetența la nivel național pentru teatru este la săptămânal, adică venitul la teatru săptămânal sau lunar, deci asta înseamnă săptămânal sau lunar, înseamnă constant. Doar 6% din populația României se duce constant la teatru. Ori, din punctul nostru de vedere al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, pornind de la cifre, nu de la vorbe, de la cifre, având în vedere că, vă dau un exemplu, în ultimii 4 ani am avut 108.461 de spectatori în 600 de spectacole. Asta înseamnă o medie de aproximativ 27.500 de spectatori pe stagiune. Raportat la numărul populației din oraș, practic duce este procentul undeva spre 30%. Deci, dacă vrem să vorbim de adevăratele despre performanță, cifrele spun că teatrul ăsta face performanță. Aici vorbim de cifre seci. Și iată că este în competiție cu marile orașe. Cu marile orașe, în mod evident. Adică, e un teatru care joacă 5-6 zile pe săptămână de-a lungul celor 8 luni de stagiune, ceea ce spune foarte mult. Să fii cu peste 25%, peste procentul național, asta spune foarte multe despre
până la urmă, politica repertorială, despre ceea ce facem noi în așa fel încât să atragem publicul spectator să vină în sala de teatru. Aș vrea să vorbim și despre modul în care gojenii pot procura bilete, însă după o scurtă pauză de publicitate.